Salut fraților și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe Metin.ro, serverul Țara Românească, seria cu zero donații. Aseară a fost evenimentul cu Cufere Lumina Lunii. Am participat și eu puțin, vreo oră jumate, cam așa, și am făcut 36 de cufere. Deci ar veni vreo 70 de milioane de aici dacă le vindem. Destul de decent, doar pentru o oră jumate de fapt. Și fără drop site, fără nimic, doar cu mănuși. Am folosit mănuși, mai avem mănuși asta de 2 ore. Și am bătut și eu pe la esoterici, cum ați văzut la începutul videoclipului, pe lângă templu. Și mi-a picat și niște cărți de-astea blestemelor. Acum mă gândeam eu, poate aș putea să le țin pentru misiunea la biolog. Dar oricum suntem în spate cu dinții de orc și pot să doreze ceva, așa că mai bine le vând și ne folosim de bani, cumpăr. O să cumpăr ceva iteme sau să văd în ce o să investesc pe viitor. Așa că vine vreun milion bucata, mai avem de aici 8 milioane, mai un milion cartea asta, niște talismane, încă 3-4 milioane și am făcut 80-90 de milioane doar din farmul ăla de la Cufere Lumina Lunii. E decent, chiar sunt foarte, foarte mulțumit, mi-a picat și un dinte de orc. E foarte bine. Așa, am făcut și un set de carduri și mai avem încă 14 aici. Hai să și jucăm dacă tot suntem aici. Hai să dăm start, să vedem ce iese. 3, 4, să scot 1. Scot pe 1 ăsta, scoatem 3-ul. Să vedem dacă iese ceva. 5-ul. 5, 6, 7, îl facem o dată. Așa, scoatem unul ăsta. 5, 6, 7. Scoatem 2 galben. 2 roșu. Așa, 6, 7, 8. Bun, avem argintiu. Îi decent și nu mai putem face nimic, cred. Sau poate, nici nu știu care aș putea să scot, nu mai țin minte care. Hai să scot pe 4 ăsta. Ok. 3, 4, 5, dar avem doar argintiu, încă 10 milioane. Foarte, foarte, foarte bine. Am văzut cam mare parte tot, am lăsat shop-ul aseară un pic. De fapt, înainte de eveniment s-o cam vândut tot. Și avem 135 de milioane. Vreau să fac o mică investiție, să mă pun să caut acum, stai așa să dau pe ăsta, să vedem. Vreau să caut, cred că aș cumpăra un ou, pentru că nu avem pet și poate am noroc să prind un tip 6, tip 5, ceva, cine știe. Și o să iau un razador sau un Nessie, dar caut ceva pe la 20 de milioane, ar trebui să fie pe la 20-20 și... Nu dau mai mult de 25. O să iau un ou din ăla și cred că o să iau și niște cufere razador, 3-4. Să vedem cum ne încadrăm. Aș ține 100 de milioane în cont. Dar e ok, vedem ce găsesc, la ce prețuri. Hai că o să cumpăr și revin. Deci un nou dragon roșu la 28 de milioane. Mi se pare ieftin. 28 de milioane, da. Bun, hai că l-am luat pe ăsta, dragonul roșu. Și să mai caut acum niște cufere razador, să vedem. Bun, hai că am găsit și niște cufere razador. 4700, cred că sunt cam scumpe, dar nu mai caut. Hai, le luăm pe astea scumpe. Și... Hai să vedem câte le luăm. Cred că 3 o să iau doar. Așa, da, doar 3 mi-ajung. Poate o flacără sau un cufăr carte însoțitor. Am făcut și level 41, cât am farmat ieri. Cred că am făcut și un level la șamancă. Și chiar e foarte, foarte decent să se bagă FMS-ul ăsta în depozit. Avem arma asta de 15 zile, care dă mult mai bine decât FMS-ul. Și deschidem și ouă ăsta să vedem ce-i cu el. Să dau o viteză din ăsta. Na, hai să vedem cu cufările ce se întâmplă. Curea de piele, Kingă, Curea sufletului, Cartea adevărului, Evantai extaz, ăsta poți da la vreo 3 milioane. Sabe otrăvită, fără pagubă, țesătură și veșmânt. Bun, am dat o încercare să... Na, am zis că poate am ceva noroc. Dar nu a intrat nimic.
Ui, ok. Așa, hai să vedem toate astea. Și se deschidă. Se deschid pe tot ăsta. Poate prindem un tip ceva. Dacă nu, o să folosesc. A, e nicio problemă. Hai să vedem ce nume îi pun. Îi pun pet 2 ore. Foarte inspirat. 100.000. Bam. 34 de zile. Are 3 skill-uri. Apărare 1.4, PV 0.9. Arată foarte, foarte fain. Și acum hai să-i dăm un tip. Tip 3 VOI. Ah. Nu e nicio problemă, o să ne folosim de el. Creștem puțin și ne mai dă, văd, apărare, care e destul de decent. Și mai puțin PV. Arată și bine. Dă-mi pace. Hai să continuăm. Bun, astăzi o să schimb puțin tehnica și mergem și noi în muntele Sohan la metinile alea de 5-5, care se spawnează aici în mijloc, partea asta toată. Și în mod normal, acum că filmez de dimineață, ar trebui să fie gol, dar cine știe, poate să farmează. Și ar trebui să rezist destul de ok, dacă rezist la alea de 50, trebuie să rezist și la metinile astea. Nu cred că am luat misiunea cu cioburi. Așa că o să mă întorc eu rapid, cât îmi bag și șamanca, mă duc să iau și misiunea cu cioburi, după care revin și începem 2 ore de farm, să vedem la metinele de 5-5 ce ne pică. Ne pică și multe arme de aici, poate prindem ceva cu bonusuri, dăm și la pet, creștem și petul și no, dacă prindem pietre, poate niște cărți ceva bune, ar trebui să fie ok. Cred că deja se farmează pe aici, că văd că deja metine sparte, dar vedem, dăm o încercare. Dacă nu, ne întorcem înapoi în deșert la metinele de 50 și tot e bine. Ne-am întors aici înapoi la alchimie, hai să dăm și asta la plus, să vedem dacă avem aici o șansă. Așa, a ieșuat. Aici ar mai fi o șansă. De fapt, o șansă pentru rar, că nu avem nimic pentru antic momentan. Și mai aici ar mai fi, bun, și avem doar două rare, se pare că mai avem aici la jada, hai să încercăm, bun, hai că ne apropiem, avem două rare, poate încet, poate chiar astăzi reușim să facem un antic, dar nu cred, din 5 job-ul nu cred că facem, dar o să încercăm curând, poate avem noroc puțin și la alchimie. Hai că am dat startul aici la farm, cred că o să și mor, bun, n-am murit, dar rezist destul de bine, chiar n-am probleme. Hai să vedem ce drop avem, trebuie să am grijă cu mănușa, să țin cât mai mult. Așa, un ajutorul dragonului, aveam un ajutorul dragonului, deci ne-a mai picat un ajutor, bun. Mai luăm aici niște cioburi și toate vantajele astea, să vedem dacă îi se ne pice ceva. Magie plus 1. Sau pe vrăjitor. Bun, hai să dăm la pet și continuăm. Bun, a doua metină. Am observat că cioburile se fac foarte repede. Nu o să stau să vă explic la fiecare metină ce prind. O să pun pe bucăți. Dacă prind ceva interesant, o să vă arăt și vouă. Bun, hai să vedem cartea abilității. Atac forțat. Bun, ok. Și ce ar mai fi pe aici? Ai vantajele astea toate să le luăm. Poate mai prindem ceva cu inteligență. Luăm și astea de plus, talisman cu plus. Nu sunt foarte scumpe, dar poate să avem nevoie de ele vreodată. Și cred că cam atât. O să iau și să dau la pet ăsta. Nu, 1.4. Da, nu crește foarte mult, dar oricum ne ajută puțin. Și să dăm jos mănușa și mai avem un cor aici care este rubin, dar nu avem nimic la rubin, da, e ok, super. Mai un sfat care pot să vi-l dau, dacă farmați pe aici în zona asta și nu găsiți metine sau știu eu, e full, să aveți cu voi un târnăcop, pentru că pică multe minerei pe aici, în special lacrimă cer, care se vinde, cred că pe orice server e destul de scump. Așa că puteți să țineți și un târnăcop cu voi, să dați acolo la minere, mai faceți niște bani și de acolo.
Bun, n-am mai prins nimic interesant. Hai să văd din lumea din asta dacă e ceva. Am văzut o piatră a pitulării, mai niște carduri, o carte abilității, săgeată otrăvită, care nu mă ajută. Așa, cioburi, să luăm și clopotele. Pitulării plus 1 am zis, o licoare violet din asta o luăm. Și cam atât de aici. Să dăm la pet. Petul a făcut level 9, 1,5 la PV, 1,6 la apărare. Așa, un evantai cu 6 vitalitate. Și cam atât, cred că restul pe așa mancă. A, deci cum ziceam, rezist chiar decent, mai trebuie uneori să fug când vin aia scânduri sau cum se numesc, dar fără aia chiar n-am niciun fel de problemă să rezist. Bun. Hai să vedem ce ne-a picat. Protecție plus 1, carte abilității și evantai sprânceană. Ploaie de săgeți nu ne ajută cu nimic, iar evantaiul este gol, îl dăm la pet și am făcut 2% PV la level 12. Merge, e decent, chiar ne ajută, avem 10.500 PV. Mai avem aici o metină, hai să vedem ce ne pică și de aici. Ne pică cioburile foarte bine, am observat, și chiar și cardurile astea avem câteva. Așa, cartea abilității Sfâșie, care nu știu dacă am văzut-o data trecută. Așa, sura plus 3, evantaile, nu are niciun bonus. Și cam atât. Bun, a trebuit să fug puțin de la metina asta, că au revenit ei pe mine. Da, văd că o facem. Bun, a făcut și level la pet, 2,1 apărare. Îmi place cum crește destul de decent. Așa, carte abilitate pe șamancă, magie plus 2, evantai, clopot gândac și mai un card de colecție. Am făcut și un set, foarte bine, îl facem la finalul videoclipului. Ăsta e gol și ăsta e gol. Bun, o oră de farm până acum. Hai să vedem cine pică din metina asta. Trebuie neapărat să-mi iau un scut cu imun, că îmi cam dau ăștia stun aici la greu. Hai să vedem, dăm jos mânușa și luăm tot ce găsim pe jos. Talismane necunoscute, carte abilității, zdrobire, eschivi plus 2, clopot gândac. Luăm toate talismanele astea. Și cred că cam atât, altceva. Nimic interesant de aici. Clopotul nu are nimic pe el. Dăm la pet. 2,3, bun. Și cam atât. Dăm și asta la pet. Mai avem o oră. N-am prins mare lucru, nimic interesant. Practic câteva cărți și câteva pietre. No, sper într-o oră să mai dropăm ceva, poate niște cărți, ceva interesant, o aură, că n-am mai dropat de foarte mult timp o aură. Sau na, niște tăișuri. Mă gândesc la final să folosim și pergamentele astea și mai dăm niște, poate mai intră niște tăișuri și putem să mai evoluăm mai repede puțin. Așa, piatra 1, magie plus 2, carte abilității, binecuvântare, bun, pentru că n-am citit binecuvântare de câteva zile pe șamancă. Mai avem un clopot gol și cred că cam atât de aici. O să mut și pe șamancă să ne uităm să vedem ce avem acolo. Bun, pe șamancă avem o săgeată otrăvită, aruncarea dragonului. De fapt, asta o las, cred că o să se vândă. Restul, cărțile mele, ajutorul dragonului, binecuvântare și câteva pietre. Un clopot cu 6 orci și un evantai gol. Și cam atât. Hai să citim, vedem dacă, să vedem dacă putem citi. Binecuvântarea sigur să putem. Așa, a eșuat. Și ajutorul încă nu merge citit. Așa, am mai găsit aici o metină. Și ne-a picat sura plus 3. Carte abilității tot pe șamancă. Câteva cioburi. Și cam atât. O să luăm și arcurile astea să-l dăm la pet. Așa, să vedem. Toate sunt pe șamancă, nu? Da.
Și avem și un cor aici, Onyx. Am un Onyx, un diamant. Putea să dau și la un diamant și un rubin. Bun, am mai făcut un cor. Avem și carte abilități aici. Aruncarea dragonului o ținem. Și șaman plus 0. Și cam atât, o să luăm și armele, să le dăm la pet. Bun, încă o metinică aici. Așa, magie plus 3. Carte abilității. Hai să vedem care e. Chemarea fulgerului. Cred că, da, e chemarea fulgerului. Nu avem nevoie de cartea asta. Așa, avem un șaman plus 0. Mai o carte abilității aici. Hai să ne uităm. Am buscat de mage un 300k. Dăm cioburile. Și am mai prins, cred că, nici două carduri. Ok. Așa, un lican plus 2. Carte abilității, un clopot și fasole. Bun. Nu este drop la fasole, dar am drop la fasole. Foarte, foarte bine. 20 de milioane și o teamă. Excelent. Foarte bun drop-ul. Hai să vedem ce mai e, ce mai zice petul, să-mi aduc ceva de mâncare. Cred că mi-a picat pe șaman că toate armele. O să le transfer de acolo și îi dau level. Și continuăm. Mai avem jumătate de oră. Da, e bine, am prins fasolea aia, deci asta o să ne ridice bugetul. Dar în rest nu am prins nimic interesant. Mai avem puțin de farm și poate prindem și o carte ceva interesantă. Bun, și piatra sufletului pentru cei ce joacă de mult timp. Cine ține minte prețul la piatra sufletului, acum mulți ani erau foarte, foarte scumpe. Magie plus 3 și camuflaj, care pot să o vând și asta la un 300k, cred. Un clopot. Așa, un sabie vrăjitor care dă un la pet. Și atât. Bun, hai să vedem și de aici ce ne pică. Carte abilității, reîntoarcere plus 1. Cred că ajutorul dragonului mi-a picat. Nu-l aveam aici. Bun. Și timpul e aproape gata, însă mai avem aici o metină, o să spar și pe asta și după aia încheiem cu farmul și facem un review să vedem ce am dropat până acum. Hai că am ceva dificultăți cu metina asta, dar cred că pot să spar. Bun. Cartabilități pe șamancă, războinic plus 3 plus șamancă și încă o fasole. Excelent. Foarte bine, foarte bine. Două fasole. Asta e unde e pe șamancă, cealaltă fasole, da. Și cam atât. Păi, noroc mare cu fasolele astea, altfel nu aveam cine știe ce drop. Bun, hai să încheiem aici cu farmul. Să facem un review așa, să vedem ce am prins. Deci, câteva pietre, nu foarte multe, pentru că n-am spart foarte multe pietre. Niște talismane și niște carte a blestemelor, astea nu le mai pun. Aruncarea dragonului, am buscadă. Am făcut și un set, mai avem încă 10 pentru următoarea dată. Două fasole, una e pe șaman cu una aici. O teamă, un camuflaj. Hai să vedem dacă merge teamă. Nu merge încă, că filmez acum de dimineață. Dar e ok, o să citim la episodul următor și o să iau și niște tăișuri și bag și pergamentele astea. Și acum hai să mă mut pe șaman, că să vedem acolo ce mai avem. După care facem setul și shop-ul și aie. Bun, pe șamancă mai avem aici o fasole. Am crezut că e aura, acum aveam ceva emoții. Atacul sabiei, o reflexie, bun, aruncarea dragonului și restul toate ajutoare. Un SS și câteva pietre. O să le transfer și după aia mergem în bazar și vedem acolo. Bun, m-am teleportat și în bazar. Deci avem ceva aici de vânzare cu celeuri, cu tot. Cred că ar trebui să ajungem la un 2 oni total. Și se văd la episodul următor dacă fac o investiție, o să caut un imun, ceva. Poate găsesc un imun, chiar am nevoie de un scut cu imun. Dar între timp hai să dăm, să mai facem un set de carduri din astea. Și dăm start, hai să vedem ce ne pică. 3, 5, 8, 2. Să scot galbenul.
Aș putea să scot, nu știu exact cum să fac, 6, da, cred că l-am stricat astea, aș putea 6, 7, 8, hai să lăsăm, de fapt nu, hai să scot 3, ăsta scot, da, și bineînțeles că mi-a dat 4 acum, excelent, scot 5 galben, urât. 7, 8, 8, cred că l-am stricat de data asta. Ce aș putea să fac? Hai să iau 5, 6, 7. Că le iau așa. Poate am o șansă, dar nu cred că am făcut bine deloc. 6, 7, 8. Așa. Scot 1, scot 1. 2, 3, 6. Da, l-am stricat rău de tot. Da, e ok. 6, 7, 8. Da, clar. Aia e, bronz. 500. Da, 50k. L-am stricat. L-am stricat cărțile, puteam să mai fac un bronz. Nu e nicio problemă. Sunt foarte, foarte mulțumit de drop fasolele, deci chiar foarte decent. Bun, merg să fac shop-ul și revenim. Ăsta e shop-ul, am reușit să-l umplu, am pus tot ce trebuie. 200 ca pietrele, fasola la 20 de milioane bucata, 9 milioane jumate cufără argintiu, 70 cufrele lunii, 3 milioane vandaiul ăsta, am mai pus pe 500 cărți, 300-400k, materiale. Ce am mai avut pe aici prin inventar, am pus toate la vânzare, las câteva ore bune și poate o să se vândă. Ar trebui să ajungem cu bugetul pe la 200 de milioane de ioni. O să caut un ceva, nu știu, un scut cu imun ceva, aș putea să caut chiar unul de 41, de level 41. Și cam atât, am avut foarte mare noroc cu fasolele, deci fără fasolele alea nu aveam cine știe ce. Dar, na, aia e, sunt zile și zile. Bun, cam atât pentru ziua de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și ne auzim curând la un nou videoclip. Bye!